În numele Domnului Hristos, deschidem programul de tineret din după amiaza aceasta, intonând imnul frumos, e să ascult. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru o zi frumoasă de sabat, îți mulțumim pentru privilegiul de a te închina ție. Te rugăm să revești Spiritul Tău cel Sfânt peste fiecare din cei care au o parte în program și să ne ocrotești pe fiecare și să ne ajuți să te lăudăm în această după amiază de sabat. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat toate acestea. Amin. So frumos.
Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică și m-am ascuns. Atunci, acolo, s-a născut prima dată noțiunea de frică. Acolo, gama sentimentelor omului a fost umbrită prima dată de sentimentul nesiguranței, al îndoielii și al groazei în fața unui viitor necunoscut. Atâta timp cât omul a stat lângă Dumnezeu, s-a simțit în siguranță. Mintea lui nu era bântuită de gânduri neplăcute. Nimic în jurul lui nu îi inspira teamă. Atunci însă, când Adam a consimțit la despărțirea de Creatorul lui, chiar atunci mintea i-a fost cuprinsă de neliniștea pe care nu o simțise niciodată mai înainte. Era un sentiment nou și neplăcut. Marea ruptură între cer și pământ, între Dumnezeu și om, se produsese. Frica a început să macine la rădăcina vieții, scurtând existența omului din ce în ce mai mult. Teama omului nu este numai un sentiment negativ, o emoție provocată de pericol, nici doar un sentiment pentru instinctul de apărare, ci reprezintă cu mult mai mult. Frica este expresia îndepărtării lui de Dumnezeu. Ați auzit vreodată de darurile cu proprietăți magnetice din Moncton, New Brunswick? Acolo, mașinile sunt trase pe deal doar de forța magnetică a pământului. Nu este nevoie să ții piciorul pe frână și nu trebuie să apeși pe accelerație. Chiar dacă puterile dealului magnetic pot părea o iluzie, nu tot așa este cu intenția lui Dumnezeu de a ne conduce viața. Prin suișurile și coborâșurile vieții noastre, Dumnezeu ne cere să ne lăsăm în brațele Lui. El ne cere să luăm piciorul de pe frână sau accelerație. Să încredințăm lui temerile noastre și să aflăm certitudinea siguranței pe brațele sale. Tot ce ne cere Dumnezeu este să avem încredere. Să ne lăsăm în brațele sale cu toate slăbiciunile, cu toate eșecurile și imperfecțiunile noastre. Iisus îi va ajuta pe cei neputincioși și îi va întări, îi va încuraja pe cei care simt că sunt întruchiparea slăbiciunii. Vechiul Testament prezintă o mulțime de oameni care și-au pus încrederea în Dumnezeu.
Înțeleptul ne sfătuiește, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. David declara, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Iar Isaia, în capitolul 26, cu versetul 3, ne spune că Dumnezeu ne garantează pacea dacă ne încredem în El. Astăzi, suntem asaltați de imagini care prezintă violență și lupte, acte de terorism, dezastre naturale și tragedii, războaie și conflicte, boli și nenorociri. Vedem cum se rup relațiile de căsătorie și angajamentele guvernelor față de popoare. Nu e de mirare că inimile oamenilor se umplu de teamă. Însă creștinii au o speranță pe care se pot baza. Iisus răspunde tuturor nevoilor noastre. Când ne cheamă să îl însoțim în călătoria creștină, Iisus are un plan pentru noi. Un plan care depășește cu mult planurile pe care ni le facem noi. Viziunea noastră cu privire la călătoria creștină este limitată atât în ceea ce privește pericolele, cât și în ceea ce privește răsplata ei. Însă, dacă avem încredere în El, Iisus ne va duce pe înălțimi necunoscute în această călătorie spre viața veșnică. Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic. Trebuie pur și simplu să ne bazăm pe El. Să avem încredere în Iisus când trecem prin necazuri. Să avem încredere în El când avem probleme. Să avem încredere în El când suferim. Să avem încredere în iertarea Lui. Să avem încredere în El când suntem bucuroși. Încrederea în El este un aspect indispensabil al speranței creștine. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Amin. Să nu vă temeți de noapte, oricât de deasă i-ar fi țesătura, căci eu sunt candelă în palmele voastre. Să nu vă temeți de fierberea cerului și a pământului, căci eu țin în mâna stâlpii universului. Să nu vă temeți de lunecarea trupului spre țărână, căci eu am retezat cu trupul meu marea funie a morții. Teama. Plantă ucigătoare nu poate răsări acolo unde crește grâul credinței. Teama. Vocea îndoielii nu poate acoperi glasul până la cer al făgăduințelor. Teama. Rama iubirii de sine piere la flacăra divinului cuptor al iubirii, căci eu am purtat înaintea voastră în mine ghimpele despărțirii de cer. Să nu vă fie frică de grădina ispitei, căci asemenea vouă și mie mi-a străbătut sufletul. Să nu vă fie frică de sâmburele negru al morții, căci l-am înghițit în întregime în locul vostru. Să nu vă temeți de noapte, ci treceți dincolo de ea spre lumină. Să nu vă temeți de fierberea cerului și a pământului, ci stați neclintiți și n-o să vă atingă. Să nu vă temeți de lunecarea trupului spre țărână, ci lăsați urechea țintită spre trâmbița învierii. Temeți-vă doar de Cel care ține în mână cumpăna infinită. Amin.
Când l-au văzut ucenicii mergând pe mare, s-au înspăimântat și i-au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus a vorbit îndată cu ei și l-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. L-ați auzit? Este glasul Domnului nostru. Creștini, priviți deasupra valurilor, străpungeți întunericul, ascultați vocea. Nu vă temeți, eu sunt. Sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Iisus Hristos este cu noi. Să ne mai temem? El este prezent pentru a lumina inimile noastre, a alunga întunericul îndoielilor și pentru a ne ridica deasupra puterii valurilor la El. O fetiță de 9 ani s-a dus într-o seară împreună cu părinții ei la un concert. Știind că nu avea voie să vorbească, și-a petrecut timpul observând. A auzit când o doamnă a întrebat-o pe mama ei, este liber locul acela? A văzut-o pe mama aprobând, în timp ce femeia se așeza lângă ea. Concertul a început. Muzica a fost minunată, dar ceea ce fetița a ținut minte cel mai bine a fost acea întrebare simplă. Este liber locul acela? Când părinții fetiței m-au invitat la masă săptămâna următoare, împreună cu bunica ei, fetița s-a așezat în brațele bunicii, împărtășindu-i noutățile din săptămâna care tocmai trecuse. Dar când bunica s-a dus să ajute la bucătărie, fetița a venit lângă mine. Aveți liber la dumneavoastră în brațe? M-a întrebat. Întrebarea ei politicoasă și inocentă m-a înduioșat. După ce s-a cuibărit în brațele mele, am ascultat-o. Am discutat o mie și una de lucruri cu multe detalii. Dar ce îmi amintesc cel mai bine este întrebarea pusă cu atâta ingeniozitate. Aveți liber la dumneavoastră în brațe? Cel mai bun prieten al nostru ne adresează o întrebare asemănătoare. Am loc din belșug pentru tine la mine în brațe. Tu ai un loc liber pentru mine în inima ta? Când se adună furtuna din toate părțile lovind, când tunete răsună în cor depărtările, fii liniștit. A sosit vremea să lași toate crucile în urmă și să aduni în palme și în gând doar binecuvântările. Când a trecut în forță prăpădul, lăsându-ți pustiite dealurile frumoase și câmpiile triste, nu privi înapoi la numărul clipelor grele. Adună mai degrabă în suflet, chiar de nus, bucuriile. Când crezi că ești singur, și atunci disprețuit și alungat, printre peșterile pământului, căutând o scăpare, nu dispera din cauza mulțimii vrăjmașilor tăi. Adu-ți aminte că mai ai pe aproape vreo câțiva prieteni și încă unul din ei e Domnul cel tare. Când vei trece prin ziua încercării finale și în fața judecății descoperit vei sta, nu te încrede în forțele proprii. Păstorul cel bun e cu tine acolo, ca pe un biruitor, pe umeri, iar cu drag te va purta. Thank you.
să ne mai temem de oameni, de împrejurări, de evenimente, să ne mai fie frică de zidul rece al valurilor nestatornice, să ne mai îngrozim de forțele întunericului care planează peste frământata lumea talazurilor, sau de furia vânturilor, erorilor omenești? Nu, creștine, nu te teme! Iisus Hristos le-a biruit pe toate și tu poți să fii biruitor. Privește înapoi pe drumul pe care El te-a călăuzit până acum. Ai vreun motiv de teamă? Ți-a lipsit hrana? Îmbrăcămintea? Ai suferit de frig sau de sete? El spune, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, mai întâi cununa de biruitor. Luptă și biruiește. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Încununează-L în tine pe marele biruitor. Aceasta este rezolvarea pe care ți-a rezervat-o Dumnezeu, iar tu te poți bucura că ești al Lui și ai putere prin El să biruiești. Nu te teme de suferință, nu te teme de moarte. Iisus a pregătit o biruință completă, desăvârșită, o biruință cerească spre a spulbera orice motiv de teamă. Momentul suprem al istoriei este pregătit pentru inaugurarea veșniciei. Iisus vă așteaptă să vă spună, veniți, biruitorii Tatălui meu, și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin. Numai pe acest pământ,
psalm. Fără oprire, peste noapte și zi, vântul nesiguranței se aude cum bate. Dar eu adorm și mă scol în pace mereu. Domnul este păstorul meu. Când au de ajuns deșartă alergare, gunoaiele planetei le scurmă fiecare. Eu ochii spre cer mi ridic, nu voi duce lipsă de nimic, de nimic. Simt prevestiri de moarte ce-ar urma, cum văile și munții lumii s-or usca, dar El mă poartă în umbra frumoaselor livezi și mă paște în pășuni verzi. Că n-or mai fi zvoare, se tot spune, dar știu că El va face o minune lângă fântâni, îmi pregătește tihnă și mă duce la ape de odihnă. Când prea e mare lipsa de iubire și când speranța cade în amorțire, îmi pune gânduri ruga și în inimă cântecul. Îmi înviorează sufletul. Când drumurile par a fi încurcate, ori prea trecând prin beznă, ori prea urât umblate, spre cer El, din făgăduințe, îmi făurește trepte și mă povățuiește pe cărări drepte. Nu pentru că ar fi vreun merit al meu, din pricina numelui Său. Printr-un legământ de iubire ne-am dat întâlnire în cer, în fața porții. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, inima mi-o ascult și-mi bate liniștită, așa cum la început de tine a fost pornită. Zadarnic mă amenință durerea care vine. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Când glasul Tău mă mustră și drept mă pedepsește, eu simt în vocea Ta ceva ce mă iubește. Sufletul meu deloc nu mi se tânguie, toiagul și nu iau al Ta mă mângâie. Dușmani așa de mulți, la fiecare pas, nici chiar acasă nu mai sunt acasă, dar trec cu binecuvântare printre ei. Tu
îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei și văd cum toți se adună să se înfrunte pe locurile cele mai de frunte. Dar eu aștept, aștept în pace din partea ta un semn. Îmi ungi capul cu un de lemn. Tu îngrijești de mine ca de copilul tău. Să-mi fie ce e bine, să nu mai fie rău. Ce e frumos în ceruri, aici frumos să fie, la fel. Și paharul meu e plin de dă peste el. Da. Caut vorbe să-ți spun, păstor al meu, cât ești de bun. Și caut cântec pentru a te slăvi. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Te voi urma în vremi oricât de grele, în toate zilele vieții mele. Și nu mor îngrozi semnele timpului, ci voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Și apoi mă va muta în casa lui de stele. Amin.
În numele Domnului Iisus Hristos închidem serviciul divin cu cântarea numărul 125. Nostru Părinte, care locuiești în cer, venim înaintea Ta, numele Domnului Hristos, la sfârșitul acestui sabat, ca să-Ți aducem mulțumire pentru că ne iubești atât de mult încât ne-ai adunat dintr-o lume plină de păcat și pentru noi ai murit ca să putem să fim în primul rând aici, la picioarele crucii, ca să ne putem închina Ție și apoi ca să avem șansa unei vieți veșnice prin credința pe care o avem în Iisus Mântuitorul nostru. Tatăl nostru, venim ca să îți aducem încă o dată lauda pentru toată bunătatea și pentru dragostea pe care ți-a arătat-o pentru noi și pentru că inspiri în inima noastră încredere, încredere în Tine, o încredere care, prin atâtea demonstrații de iubire, n-ar trebui să fie clintită. Te rugăm, Tatăl nostru, ca acum la despărțire, binecuvântarea Ta să ne însoțească, să rămână cu noi în drumul nostru spre casele noastre și de asemenea în săptămâna în care vom intra. Și ajută-ne, Doamne, dacă va fi să trecem prin valea umbrei morții în această săptămână, să nu ne temem de nimic, pentru că aripile care ne-au purtat până acum sunt tot acolo și ne vor purta și în continuare spre veșnicie. Tatăl nostru, te rugăm să privești cu îndurare peste cei care suferă și în biserica noastră sunt destui. Privește peste fiecare, Doamne, și în patul lor de suferință, ajută-i să simtă alinare, să simtă mângâiere și să te simtă pe Tine aproape. Întărește-ne pentru problemele care vor veni, întărește-ne pentru necunoscutul acestei săptămâni și întărește credința noastră ca la fiecare pas ochii noștri să nu fie îndreptați în nicio altă direcție decât spre mântuirea care ești Tu. Îți mulțumim pentru că ne iubești prin Domnul Hristos, Te-am rugat. Amin. Amin.